Bună, așa, seara, bună seara și bine ați venit la Prof Online cu exerciții de clasa 0. Clasa 0. Mai, aici am să spun că voi face lecția asta în virtutea ideii că mâine nepoțelele mele vor fi în clasa 0. În toamnă vor fi în clasa 0. Ele te vor găsi pe tine în clasa 1 de la anul. Ele vor fi în clasa 0, dar vor găsi niște lecții care le vor fi de mare ajutor lor și multor copii. Deci dedică clasa 0 ca o pregătire pentru nepoțelele mele, Ana și Maria. Vor veni probabil în vara asta, ne vom întâlni. Vine sigur asta din America, în 12 iunie. Și acolo. Da, tu, Mario, o să fie și în România, tu, Mario? Da, nu știi. Da, până pe 25 iunie, da. Așa, găsi, nu-mi găsi atunci. Bun. Mario, până la treabă. Salut, bine ai venit. Așa, asta e salutul nostru. Uite, ce vreau să clarificăm. Vreau să punem așa, zecele, care șeful stă de strașă, să înțelegem 10 cerculețe, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, cele 10 cerculețe, și de desubt să vedem așa, 9 plus un cerculeț, deci 9 cerculețe, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și cerculețul ăsta care s-a dus pe aici, stă deoparte, dar împreună cu ăsta la altul, nu? Vom putea traduce 9 plus 1 egal tot cu 10. Deci cele 9 plus 1 egal tot cu 10. Așa ne putem gândi la cine să le vedem aici, aici. Dacă... Alo. Sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct la Prof Online TV, nu pot răspunde. După ora 10. Da. Vezi? Deci, perechea 9 și 1 atent, fac pe 10. Mare, nu mai scrie. Da? Fii atent, 9, când desenezi tu cerculețe, fii atent. A, așa. Așa. De desubt spui așa, 9 plus 1 egal cu 10. Da? Asta vreau să scrie. 9 plus 1, 9. Nu mai desenezi cerculețe, lăsă-mă ca idee, numai în socoteala. Dar tu ca să ai în minte că un cerculeț acela a fost... Deci 9 plus 1 egal cu cât? Cu 10. Scrie 9 plus 1 egal cu 10. Bine. Acum, din 10, dacă scădem pe 1, cât ne rămâne? 9. Din 10 l-am scăzut pe 1, pe prietenul său, a rămas 9. Dar dacă din 10 scădem pe 9, celălalt prieten? Egal. Egal cu 9. Din 10, cu 1, că am scăzut pe prietenul său. Deci, vezi, din 10 am scăzut pe 1, o rămas 9. Din 10, dacă scădem pe 9, rămâne 1. Da? 10 scăzut 9, egal cu 1. Să vedem de sub altceva. 8 plus 1, hai să scriu mai scris așa. 8 plus 2, cât face 8 plus 2? Cu 10. 10, sigur că da. Dar dacă din 10 scădem pe 2, sigur că vezi, la 10 a scăzut pe 8, rămas prietenul celălalt. Da? Rămas 2. Din 10 scăzut pe 2, face 8. Dar dacă din 10 scădem pe 8, egal cu? Egal cu 2. Cu 2. Bun. 7 plus 3 fac împreună tot 10, da? Tot. 10. Acum, dacă din 10 scad pe cine? Pe 3. Cât va face? Egal cu 7. 7, foarte bine. Dar dacă din 10 scad pe 7? Egal cu 3. Să vedem. 6 plus
4. 4. Egal tot cu 10, da? Da. Ei, din 10 dacă scădem pe cine? Pe 4. Pe 4, cât rămâne? Pe 6. 6, mă. Și din 10 dacă scădem pe 6. Așa. Pe 4. Corect. Alți prieteni care se facă tot 10. 5 cu 5. Așa. 5 plus 5. Egal cu 10, da? Și acum, din 10 dacă scădem pe 5, egal cu 5. Celălalt tot 5 n-are rost să mai scriu. Deci fii atent aici. Aici am descris cele două, toate posibilitățile de formare a 10-lui. 10-lui se formează dintr-un 9 și un 1, un 8 și un 2, un 7 și un 3, 6 și un 4, un 5 și un 5. Da? 10-lui. Acum, dacă din 10 scădem pe 1 rămâne 9, dacă scădem pe 9 rămâne 1. Din 10 dacă scădem pe 2 rămâne 8. Deci perechea. E perechi, perechi lucrează ăștia, da? Foarte, foarte important să știm acest lucru. Așa am făcut 8 plus 2 sau minus 2. 8 plus 2 egal cu 10 sau minus 2 egal cu 8. Da, din 10 scădem 2, ți-a dat 8. Da. Acest lucru l-am făcut cu 10. Hai să facem cu 9. Dăm tu pentru 9. Pentru 9 toate posibilitățile de adunare. Cine două numere adunare? 8 plus 1. Deci zicem 8 plus 1 egal cu 9. Cât face 9 scăzut 1? 8. 8? Sigur că da. Și tot din 9 dacă scădem pe 8? 1. 1. Acum, dă o altă posibilitate care de adunare să facă 9. 7 plus 2? 7 plus 2. 7 plus 2 face 9. Și acum, din 9, dacă scad pe 2, cât îmi rămâne? 7. 7, 7, 7, din 9 l-am scăzut pe 2. Rămas prietenul. 2, 2. Da? Din 9 scăzut pe 2 face 7. Și din 9 scădem pe 7. Și egal cu 2. O altă posibilitate. 6 plus cât se facă 9? Plus 3. Plus 3, corect. Face 9. Și acum 9 minus 3 egal cu cine? 9 minus 3 egal cu... Din 9 scădem pe 6. 6. Da. 6. Și din 9 scădem pe 6 egal cu 3. Altă echipă... Profesor, puteți să facem așa? Facem imediat, așa cum propui. Da. Imediat. Acum, tu ai înțeles, așa vei continua tu acasă să faci, cum am făcut eu pentru 10, faci pentru 9, faci pentru 8, faci pentru așa mai departe. Asta e termenul pe care termin tu, da? După varianta asta. Bun. Dar tu ai șansa să vezi filmul și acum îți dai seama exact cum procedezi. Bine. Acum, hai să facem următoarea chestiune. Deci, ce-ți propun eu? Să facem o adunare de numere. Vreau așa. Să facem suma următoare. Depunem una sub altă. 23 plus, plus 16 plus 27 plus 14 plus 18 și plus 22 și plus 31. Ia să vedem cum facem adunarea asta. Să le scrie așa ușor, una sub altele, cum ne-a scris. Deci 23, 16, 27, 14, 18, 22 și 31. Le-ai pe toate scrise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Nu mai trebuie să spunem plus, plus la fiecare, am zis plus la primul și să se înțelege că toate. Da? Da? Ia adunăm. Hai. Trage cu coada ochiului și... Da, știu. 3 cu 7. Oi, măi, aici e marea. Extraordinar. 3 cu 7 și-a făcut-o 10. 8 cu 2. 8 cu 2 e foarte tare ești. Iar 8 cu 2 e că 10. 6 cu 4. 6 cu 4, sigur că da, și-ai făcut încă 10. Și câte 10 ai câștigat? Câștigă una, două, trei. Și pe ele trei le pui deasupra. Trei deasupra. Hai că e tare acum. Le pui la 10, la poziția lor. Că 10 astea, nu? Da. La 10 aici. 30 și le încadrăm. Că-s câștigate de aici, muncă grea. De la unități am făcut toată treaba asta. Și eu rămas doar unul ăsta, nu? Că toate celelalte au fost ocupate. Gata. Unul. Deja vine ușor la 10. Adică se vine la 10. Adică 3, de pe cu 3. 3. 3 plus 2. 3 plus 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15. 15, mă, și asta e adunarea. Foarte repede, 151. Foarte tare! Dar tot secretul unde a fost? La formarea 10-lor. La unități, când te-ai jucat acolo. Tu n-ai muncit așa, 30 cu 6, fac 9 cu 7, 16. Nu, așa era mai greu. Foarte greu ar fost, foarte greu. Nici eu nu fac așa. Deci eu mă uit de acolo până acolo și am zis, băi, care sunt prieteni pentru făcutul 10-lor? Așa e secretul mare. Nu? Dacă ai făcut chestia asta, rapid. Alții știi cât erau aici? Stau cu, dacă duci la ceas, câte un sfert de oră să adune și 30 cu 6, 9 și cu 9, același cu 7, fac, faci o zi 16. Da, 6 cu 3, 1, 9, 1. Deci e o treabă complicată, da? De aceea mai facem una, că mi-a plăcut foarte tare, că este prins, tu te-ai uitat de acolo până acolo și ai știut să-l faci. Uite, cât faci așa? 25. Plus 34, plus 21, plus 26, plus 13, plus 29, plus 16, așa, plus 27, egal, ia să vedem. Cine e să n-au aici? Șase cu patru. Păi, stai, mă. Foarte tare. O 10, punem aici. Nu cu unu. Foarte tare. Cum avem aici? Uite-te, mă uite și la celălalt, care sunt liberi. Și poate mai-ți vine vreo idee. 7 cu 3. 7 cu 3, sigur că da. Încă 10. Și acum să-i subliniem pe ăștia care au rămas triști. Să vedem ce facem cu ei. Deci, încadrăm pe astea șasele astea care noi ocupat. 5. Și 5 ăsta. Ce părere ai? Cum să mă descurc eu ca să, cu 6 și cu 5? Avem 3. Deci scriem... Câți de 10? Sunt deja 3. 30. Da? 30. Ar trebui să scriu. Mai gândim, mai vedem din ăștia doi care au rămas triști. Dacă nu putem face o 10. Lui 5 câte ar mai trebui ca să facă o 10? 5. Sau, da, lui 5 câte ar mai trebui? 5. În 5, să luăm din 6. Din 6 rupem în 2. Un 5 și un 1. De ce? Da, un 5 și un 1. Și 5-ul ăsta zici, ai 5-ul, tu te duci aici sus.
Și cinciul ăsta cât face acum? 10. Și doar unul a rămas. Lui vedea, îl pun la cuș jos. Dar câte 10 am construit acum? 40. 4 până aici. 40. Și unul, numai el a rămas. Dar unități, numai unul punem. Ăsta care rămăsese aici. 1. Și acum începe cu 10. 40 plus 20 egal 60 90 110. Da. 11, că știm noi că 110, tu ai dreptate. 110, las așa. 110 și cu două... 130 140 160 171. Nu, 117. Hai să mai luăm. De ce nu trebuie să nu trebuie să ori adunăm ca cifre, ori fără să mai țin noi de 10. Tu ai dreptate, sunt 10 acelea. Dar și asta e 10. Te păcălești că e 10 un 1 acum. Dar așa înseamnă, 4 și cu 2? 4 și cu 2. 6. Și cu 3, 9. Și cu 1 de aici? 9. Și cu 1 de aici? 10. Și cu 2? 2 de aici? 12. Și cu 2? 14. Și cu 2? 16. Și cu 1? 17. Și cu 2? 18. 19. Dar să mai facem o dată aici, că aici s-ar putea să fie greșit. Nu știu, sigur. A fost greșit, sigur. Pentru că adunem mai întâi 40. 40, da. 40, dar, 20, dacă 60. Fiindcă toate sunt pe poziția 10-lor, putem să le adunăm ca și cifre, dar sunt 10 acolo. De ce el ocupă poziția de 10? Să nu fii trist. Dacă le pui la 10, atunci e bine poziția. E corectă. Deci noi zicem 4 și cu 2... 60. 60. Și cu 30. 90. 110. 130. 110 și cu 2, 130. Și cu 10, 140. 140. Și cu 20. 160. 100. 170. Și cu 20. 190. 190. Păi și bine. Foarte bine. Îi place să insiste pe 10. E bine așa. Pentru că el înțelege că aici este cifra 10-lor. Da? De ce zici tu 10, 10? El când vede pe 4 situat în partea asta altă, e deja cu 10. De pe poziția 10-lor. Hai să ia unităților. Ar fi tare să luăm de la unități 5, să-l ducem la 4, cu 9 și cu... Nu se poate, că așa la 5 e unități. Unități. Ar fi... Nu știți, împotriva firii, nu facem greșeli. N-ar fi corect. N-ar fi corect deloc. Deci aici îi adunăm pe poziția lor, aici îi adunăm pe poziția lor. 10 cu 10, unități cu unități. Asta. Așa. Iar eu acum vreau să-ți mai spun ție, că și aici putem face tot felul de șmecherii. 4 cu 2, 6. Sau da? Și cu 3, 2, 9, 9. Și eu pe unul ăsta și-a făcut o 10. Da? Și-l tai, deci nu mai este 10 asta. Și acum 10 aceea. Și zic, 12, 14, 16... 18. 10 cu la de sus. 19. Am greșit ceva? Ia să mai vedem o dată. Nu, n-ai greșit. 4 și cu 2, 6. Și cu 3, 9. Și cu unul ăsta, 10. 12, 14, 16, 17. Și cu 2, 19. E bine. N-am greșit. Ce fain este. Antrenamentul ăsta, dacă îl faci, îți va veni bine și la scăderi. Cristina insistă acasă să lucrăm pe următoarea chestie. Deci când am zis 7 plus 3 egal cu 10, atunci 10-le ăsta minus 3-ul egal cu 7 și tot ai 10-le ăsta minus 7 egal cu 3. Adică el se vadă pe ăsta îl scazi, îți dă celălalt, îl scazi pe ăsta, îți dă celălalt. Da? Deci asta trebuie lucrat. Asta pentru 10. Pentru 9 începem aceeași. Da, toate posibilitățile. Și scriem scăderile în partea aceea.
În felul ăsta, jucând așa, când o întrece la peste ordin, va fi foarte simplu, că el lucrează cu 10-a. Se împrumută de 10 aceeași, ia din aceea și face manevra. Da? Dar și, ca să facem pași ăștia. După care începe problemele care vor însemna un deliciu când, să zicem așa, iată să vezi de ce facem noi pregătirea asta, ca să înțelegem. Așa, câte ceasă urmă? Și 2 minute. Așa, da. Imediat intrăși la ei. Și acum spune așa. Pe un caiet, costă 6 lei. Da? Un caiet. O carte costă cu 5 lei mai mult. Da? Cât costă două caiete și 3 cărți? La prima, 6 cu 5 egal cu 11. Așa, mă, tu vrei să aveți... Păi din 5 am luat 4 și mi-a rămas 1. Am înțeles cum a adunat. 10. Da, și ai făcut... Mi-a rămas 1. Deci ai spus repede 11 și fără să stai pe gânduri. Și acum, cât costă 2 caiete? Înseamnă că 6 lei plus 6. Egal 12. Pentru 2 caiete, da? Plus 3 cărți. Dacă sunt 3 cărți, înseamnă de 3 ori câte 11. Adică 11 plus 11 plus 11. Foarte important. Așa sunt repetiții pentru ca clasa a doua să pregăte pentru mulțire. 31. Da? Deci eu face 6 și cu 6 face 12, ce ai zis tu? 32. Plus 33, da. Păi ce? 31, 32, 33. E văzut foarte bine. Zecile. Le-am adunat mai întâi din ori. Unitățile. 1 plus 1 plus 1 face 3. Și 1 plus 1 plus 1... 30, da? Da. 30. Și vine 3, 12 plus 33 și iată face 45. 32 face 5. 45. Da. Acest lucru îl continui. Va fi din ce în ce mai interesant ca să încep să fac probleme în care poate mai mult, poate mai puțin. Da? E foarte important. Și până de 3 ori ce ai aflat mai mult, dar nu de 3 ori ca să mulțească ea. Exclus asta. Adunare repetată. Așa? Și exersăm și pe ce înseamnă adunarea asta pe verticală în felul ăsta. Că el repete une sub altele, 3 ori. Așa, în antrenamentul acesta se pregătește și își organizează mintea. Deja e foarte bine organizat când spui, el adună zecile, adună unitățile și făcut încă o 10, duce da, dincolo. Dacă nu e așa, cum ai făcut, da, adunăm zecile mai întâi. Nu. Totdeauna se obișnuiesc cu unitățile. Când faci o 10, uite ce șmecherie. Când dacă tu aduni 10 le pământ. Dar nu le sub altele, facem cu unitățile. Da. Dar și la desfășurat să încerci să faci asta. Insist eu lecția următoare. Deci, din nou ne oprim aici. Gata, gata, ne oprim aici. La revedere. Da? Așa. Au test așa de așa, te-aș descumpat. La revedere.